În video de astăzi am devenit mecanic pe 5M. Bine, vă mulțumesc. Așa că am căutat mașini abandonate sau parcate neregulamentar și am făcut destul de mulți bani pentru am scoate mașina pe care mi-a confiscat-o un alt mecanic. Haideți să vedem împreună ce am făcut în video de astăzi pe 5M. Bine, am revenit, după cum puteți observa, pe Fantasy România. Mă, băi și fete, nu uitați că aveți toate detaliile acestei rubrici în descriere. Bă, vreau să cer iertare pentru că nu am mai filmat de aproape 2 săptămâni, dar n-aș ști și voi cum este burnout-ul ăla de Revelion, de Crăciun, până îți dai cu revenală, pot să-i zic. Așa că am revenit și din ce m-am uitat eu pe Discord, băieților, pe Fantasy, s-a adăugat un job nou, mai exact jobul de mecanic. Bine, acum nu știu cât de nou este, dar eu nu l-am făcut, așa că aș vrea sincer să-l vedem împreună. Bă, m-am plimbat pe aici, am văzut că sunt confiscare vehicul, m-am dus prima dată aici, dar apoi am făcut un ticket și am văzut că este aici la ușă acest mecanic, așa că hai să-i dăm noi pe mecanic, te angaja ca mecanic. Și acum ce avem noi aici la market? Market mecanic și avem o trusă, un repair kit. Hai să luăm, nu știu, vreo 10 repair kit-uri, cam așa, sper să ne ajungă. A, dar stai așa că am inventarul full, mamă. Ce trebuie că am un grătar gaz? Uitați așa că s-a adăugat și chestia asta cu distruge obiectul. Să mâncăm o pizza de avola între timp. Ne-am pus și inelul ăsta care ne ajută. Micii și Xenon nu cred că o să las. Așa că hai să vedem acum dacă ne lasă să ne luăm de aici mecanic repair kit. Hai să luăm 10, să vedem ne lasă. Da, perfect, 50.000. Ok, acum sper să se merite să ne facem noi ceva bănuți cu 10 repair kit-uri de-astea. Acum, na, what the fuck? Lumea mă poate suna, dar acum este o singură problemă. N-aș vrea să fac jobul acesta așa, așa că trebuie noi neapărat să mergem puțin să ne îmbrăcăm. Unde este? Aici, perfect. Mă, parcă n-am mai jucat 5M niciodată, așa mă simt, nu știu de ce. Adică, sincer, n-am mai intrat de când n-am mai postat pe calculator. Așa că o să revenim în porți, de ce nu? Bine, eu postez într-adevăr când începe școala, vă dați și voi seama. Vrei să ai propriul tău joc pe Magazin Play? Ori ai vrea să faci un venit pasiv? Pe projectgames.com puteți să cumpărați jocurile sau proiectele lor, după care voi doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul WebsterMK pentru 10% reducere. Nu știu de ce, cred că...
Lasă mașina. Cum s-o las, domnule? Mașina mea. A, da? Dă-mi 10.000 și ți-o las. Dacă nu-l ajută... Haideți, domnul, vă găsirea recuperării. Păi eu zic că 10.000 era mai bine decât 25.000, acum ce să faci? Dacă băiatul n-a vrut oportunitatea aceasta. E mașina lui asta, domnul. Cum? E mașina lui dânsul de a pica jos. Nu știu, da? Trebuie să-l dau. Să eu iau, să nu... Era să eu iau, să nu se întâmple ceva. Na, apel către mecanic. Alexa. F5. Mama, a luat-o deja băieții, e bine. Își fac treaba, domnului mecanici. Hai că deja avem activitate. Da, 7500, aia zic. Se tot adună bănuții. Mergem să o luăm și aia de pe pod. Bă, dar se strică mașina asta la mecanic foarte rapid. Dacă dai de ceva, iese fum din ea. E cam ciudat. Ma, nu mai e mașina acolo, mă. A, ne-a dat ceapă. În fine, mă, băi și fete, ce pot să vă zic? Cam acesta a fost jobul de mecanic. E distractiv că n-au interacțiune cu băieții, dar mai întâlnești gangsteră și te iau în pulă. A, nu-i asta mare problemă. Tu ție mașina să faci treaba dacă nu a fost parcată regulamentar pe eu știu că străzii. Ce să faci? Deci, mă, băi și fete, ce pot să vă zic? Că numele meu a fost Epsilon 2K, acesta a fost serverul Fantasy România. Nu uitați că aveți toate detaliile la acest server în descriere. Numele meu a fost Epsilon 2K, vă salut! Pa, pa!